Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. În ultima perioadă cu adevărată problemă în această privință. Peste 3.000 de tone de deșeuri au fost întoarse de la graniță în urma verificărilor derulate de Poliția de Frontieră, Garda de Mediu și Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor. Din 2022 avem un sistem de trasabilitate a deșeurilor care intră în România, care obligă pe toți importatorii să ducă deșeurile direct la unitățile de procesare și reciclare, de asemenea să aducă doar cantitățile care pot fi reciclate în țară conform capacităților autorizate de autoritățile de mediu românești. Chiar și așa s-au găsit portițe pentru a ocoli aceste reguli, astfel că este nevoie de noi măsuri, a declarat la Radio România Târgu Mureș ministrul mediului Tanțuș Barna. De foarte multe ori, deșeurile sunt declarate bunul second hand.